Hello, hello! Astăzi mergem să ne antrenăm cu cineva care face strongman. Puteți vedea profilul lui aici, nu știu, depinde. Alex, ca și pe mine. Hai să reglez un pic camera, că bate în floci. Merg să fac un antrenament așa mai easy, pentru că eu nu mă bag la chestii de strongman încă. Nu mă țin șuruburile. Și să vedem un pic cum decurge. Stau un pic de vorbă cu el. Facem așa o mică mișcare, un mic antrenament. Să mă verific de 10 ori dacă mi-au cheile cu mine, dacă mi-au telefonul, că telefonul e aici, că filmează, da? Sunt căscat de fel și... Na. Cald, domnule, cald! Vine vara, finally! Hai, băiete, că zici că te-ai necat. Așa. Da. Mergem să ne antrenăm. Cred că facem niște pecioare azi. Să antrenăm muscular pentru hipertrofie anumite porții ale corpului, pentru... Încep să vorbesc și eu că ăștia de pe Instagram, personal trainerii cu 3 săptămâni de sală, ce cunosc 3 termeni și îi tot repetă, activare ar fi unul dintre ei, care mai e? Da, nu vine în cap acum. Dar activare e... Ei își activează tot timpul, că ei altfel totul în corpul lor e inactiv și ei își activează. E ca roboții. Ah, domne! Și am schimbat pe limba română ușurel, așa, alternativ cu engleza, să mai apuc și pe la noi să prind ceva pe YouTube. Pentru că mi-e un pic mai ușor în limba română, clar. Deși cunosc engleza, dar atunci când o vorbesc, bag în ea cuțitul cum bagă ăștia în pepenire de bulen cât ți dă să ți probeze, știi? Și nu mereu îmi iese ce am în cap, nu mereu mă pot adresa cum trebuie în limba engleză, deși în cap e ceva, pe gură iese altceva. Și nu ai flow-ul ăla în engleză cum l-am în limba română și atunci mă blochez de multe ori. Încep să vorbesc ca și cum aș recita de pe un prompter sau citesc de undeva și nu e cazul, dar așa îmi vine mie să folosesc. Probabil dacă aș vorbi mai mult și aș discuta cu persoane mai mult, cum o fac cu Steve la sală, el e american și el doar engleză știe, cu româna e, ne? Atunci când vorbesc cu el, e altfel, îmi vin cuvinte în cap, îmi vin expresii, îmi vin așa, când vorbesc singur, am engleza aia de baltă cu yes, I understand. Aveam gânduri mari să mă mut în Brașov. Eu stau la 17 km în afară și e drum, pur și simplu drum drept până în Brașov, dar am zis că mă mut în Brașov, e mai aproape, am mai multe săli, merg mai ușor la serviciu, whatever, whatever. Dar când dau de aglomerație, că acum mai nou și aici e o aglomerație, te doare minte. Și mulți proști și... Cum să zic? Proști sunt peste tot, dar când e concentrația mai mare, când te duci în cuibul lor, nu e fain deloc. Și nu știu dacă are rost. Văd că toată lumea încearcă să scape de oraș și au pământ și își fac case pe la... prin localități de astea, în afara orașului. Ai acces destul de rapid la oraș, ajungi imediat, sunt 4 benzi, drum expres, n-ai ce să te stresezi prea tare, dar, știi, ideea aia, stai la oraș, ți-e mai ușor, dar cred că ți-e mai greu, nu mai ușor. Dacă pui în balanță lejeritatea aia cu stresul extra și cu tot ce include,
prefer să dau pe benzină un pic mai mult și să vin să fac naveta de acasă decât să stau între nebuni. Da. Hai că te bag și pe vlog. Okay. Te bag și pe vlog. Da. Salut. Salut. Ce faci? Salut. Uite, la un pic de mișcare. Cam, și acum am făcut 10, după o să fac cam 5, știi? Fac mai multe că nu... Și unul din... Câte acum 80, din 20 în 20. Mai faci unul după altul, știi? Mai trebuie eu după ce îmi pun cronometru, știi? Să nu stau. Da, da. Simt, dar... Dar mă, îmi spui tu. Câte faci? 10? Bun. Nu poți să zici și pe cameră. Păi nu, că se aude ca microfon. Se aude. Ăsta care mai frec de gât câteodată. Mă, nu, se aude foarte bine. Da, dar până dacă nu mai nu s-a văzut, când puneau alții, știi? Da, așa. Să-l prinzi aici, știi? Fută nemții. Să nu stea pe piele. Am văzut că el se aude foarte bine, dacă ți se... Zice... Nu, când conduceam, cum îl aveam pe mână și când luam curba cu volanul, știi? Am văzut. Se lipea de gât. Că el are aici... Ca ăla din Dubai nu e. Acolo mi-a rugat moartea acolo. Bă, și culmea, când filmam pe stradă chestii random în pula mea, numai eu, se auzea bine. Când trebuia? Nu, când trebuia să vorbesc cu Flex Wheeler sau nu știu care. Tot 10. Eu am făcut 10, dar după aia o să fac 5. Dacă simți, nu simți nevoia să faci, că numai de călzire se. Eu mă încălzesc destul de repede oricum, că... Și eu, dar... Am chestii în sistem. Mai ca dieselul, așa, știi? Și eu la fel. Și după ce mă încălzesc, nu mai am niciun treabă. O să merge la un 1.8, probabil. A? Probabil la un 1.8, ceva de genul. Da. Un set de 10, după am mai cobor. Un set de 20. De tot căcatul și ăsta. Trebuie să acolo să nu se vadă burta, dacă poți. Da, asta și eu am. Filmează-vă din partea bună. Și eu am la fel. Eu că m-am dus la bunea, ca altfel. Tu cum faci seriile de încălzire? Faci 10, 10, 10? Nu, asta fac 5. A, 5, na. Dar faci mai mult pentru sistemul nervos, nu? Da, să-l obișnuiesc. Aici astea pot să facă, nu e cine știe ce. La genoflexiuni și la dreptări, o să vezi, o să facem una de dreptări. Fac prima oară, la primul seri, la, de exemplu, la dreptă, da? 1,70 de kg. Și fac 3 serii, acum 5 repetări, cu pauză la genunchi, când o ridic. A. Ca să se obișnuiască aici. Poziția. Da. Exact, undeva sub genunchi. După care mai adaug la mine, mai adaugă la până la 120 50 de kg și acolo fac... Aici greșeam eu înainte. Că făceam seriile de încălzire și premergătoare cu 12 repetări cu puii mei. Nu. Și când ajung la seriile de lucru, nu mai pot. Exact. Nu așa făceau mulți. De exemplu, am avut un tip la o altă sală, făcea tot la fel. Făcea o grămadă de repetări până ajungea să facă... Abia făcea o repetare cu, nu știu, 160 de kg. Da. Și a venit și zic, bă, vino și fă cu mine. A venit și a făcut cu mine încălzire, exact cum fac eu și așa. A făcut cu 160 de kg, 5 repetări. Și zic, vezi? Deci, după care urc tot așa, depinde, în funcție de unde am seriile de lucru, urc cu 50 de kg sau cu cât urc, dar fac o singură repetare. Și pauză de 2 minute, cam așa. Vă doar ca să sublinească formă. Păi da, ca să nu sar. Nu poți să duci direct să faci, cum ar fi să zici lui Eddie Hall, bă, ai făcut cu 500, dă și fă direct cu 500, pentru ce mai faci de exact la 70 până la 500, știi? Exact. Încălzire. Încălzire. Am pățit-o.
Tot la deadlift, așa am progresat. Multă lume se obosește, face cu greutăți și dacă au, de exemplu, nu știu, trebuie să facă cu 200, da? Tu degeaba faci, nu știu, faci 70, după care faci 100, faci 120, 140, 160, 180, mai mult obosești. Poți să faci salturi un pic mai mari, că corpul tău trebuie numai să se obișnuiască cu greutatea. Da, găsirea, da, propriu zisă și activarea, o faci la seriile de început, la alea cu 70 de kg, cu bara goală sau cum faci, că la squat, de exemplu, fac cu bara goală. Fac 3 serii, câte 5 repetări, 50 repetări, cu pauză jos, acolo, da, fac încălzirea, după care trec, nu mai am nicio treabă. Urc greutățile și nu mai fac. Mai fac la următoarea serie, pun, fac cu 60 de kg, 5 repetări, după aia fac 100, 3 repetări, după care fac la câte o repetare. Și urc la, da, ce mă fac, sunt de obicei urc din 20 în 20. Da. Din 40 în 40, 20 pe 40. Seturi de lucru de 10, da, nu? Și câte faci? 1. 1? Măcar la gambe nu mă plâng așa de... Unul după care... Norocul genetic, știi? La restul. De pompare... Astea sunt accesorii la nevoile așa de... În general nici nu fac gambe. Dacă fac un exercițiu, pe săptămână e... Dar bine, asta sportul pe care îl fac eu. Da. Bodybuilding, normal că nu o să faci un singur exercițiu de gambe pe săptămână. Nu, no, dar normal poți să le lucrești în fiecare zi gambele la bodybuilding, aia, știi, da? Sunt multe chestii care lumea nu le înțelege. Îmi dă un 120 pentru 20? De exemplu. Abdomen. Nimeni, mă, dar nu înțelege nimeni că nu trebuie să faci, frate, 50-60 de repetări. Poți să le împarți în mai multe serii, de exemplu, dacă chiar, da, vrei să, nu, faci 50, dar nu e ceva musă. Nu. Abdomenul se lucrează cu orice alt mușchi. Exact. În serii. Exact. În serii, progressive overload, dacă poți, așa. Și mai departe. Cel mai bine lucrează abdomenul, cum multă lume nu știe, când tu nu porți centură și încerci să-l împărți, pentru că atunci el lucrează cel mai tare și este nevoie de el ca să susțină. Lumea nu știe de ce e nevoie de abdomen. Unul la mână să nu faci hernii, da, clar, și doi la mână el susține coloana. Da. Dar multă lume nu știe chestia asta. Păi, fii atent. Cel mai mult am progresat și la piept când am făcut priza cu brațele cum trebuie, știi chestia aia, da, ca să-ți vină aici, așa? Multă lume nu știe. Când am început să-mi... strâng corul, exact, exact. Multă lume nu știe, nu are cine să-i învețe că tu trebuie să-ți încordezi abdomenul, da, corul. Eu am văzut mulți care se arcuiesc ca la powerlift, dar nu-și încordează, exact, corul. Exact, și atunci pierd. Ca banana. Și atunci pierd și te gândești, bă, de ce nu am forță? Pentru că și de acolo îți vine forța, încordând tot, chiar dacă faci bench, dar ție, tu ținând picioarele pe sol, de acolo începe să-ți vină forța. Da. Plângând din ele, că lumea crede că faci numai pierde. Păi așa, da, dacă faci larsă, ridici picioarele. Da. Dar dacă ai picioarele pe sol, tu poți să împingi în ele. Lumea nu cunoaște toți termenii ăștia. Nu zic că e ceva pentru începători, dar poate fi. Te ajută să urci la bench. Dar nu e așa de greu, mă. Exact, nu e așa greu, dar cine să-ți explice? Când... Online coaching. Online coaching. Când ți se zice că bai, nu mai faceți pentru activarea musculaturii, că musculatura e activă. Păi normal că e activă, ea nu, niciodată nu are shutdown. Asta e cea mai mare prostie, dar activare, prin activare multă lume nu înțelege că asta înseamnă pregătirea musculaturii pentru seriile de lucru. Eu cred că da, eu cred că încurcă termenii, exact, de cele mai multe ori. Ei cred că activation înseamnă să o activezi. Cum să o activezi, dar ce? Ia, își dă shutdown vreodată? Bă, sunt doi termeni care îi folosesc ăștia des. Activare și tonifiere. Astea două, eu nu înțeleg, ei n-au înțeles chestia cu tonifierea. Nu există exerciții de tonifiere, frate, nu există. Tonifiat înseamnă când ai mai multă masă musculară, mai puțin procentaj de grăsime și ai aspectul ăla, știi? Fermitate.
Tu nu ai cum să faci un... Că mușchiul nu e moale sau tare. Mușchiul e mușchi. Simplu. Arde. Ce bine. Fain când arde. Ce mai faci? Să vezi ce fain e când arde la Bulgaria. Să vezi ce urlă acolo. Când începe să ardă. Ce o să-mi placă? Aia, glumesc. Momentan. Dar e enervant. Ăștia cam alunecă pe asta. Da, așa e mi-alunecă. E și bancarda de... E foarte bună, știi? Calitate. Tu faci 20 de repetări sau așa, lumea crede că bă, dacă începe să altă, bă, de atunci începe să conteze. Da, vezi, din cauza la și imobilitatea de la ghezna mea dreaptă e foarte praf. Ăsta nu prea am făcut. Ce? Zic că ăsta nu am făcut, da. Ăsta așa e, e calitate superioară. Da. Ăsta la fel, așa sunt aparatele astea de... Nu pot să... Mobilitatea la gleznă e foarte bună, a mea e... Și câte faci aici? Dar poți să faci câte 5. Că nu sunt... Tot așa facem un pic de încălzire, știi? 5, 6. O foarte mult că... Chiar ok. Da? E chiar ok. Da. Ce să punem? Ce să punem? Punem 10, 10? Sau 15, 15? Da? Ce zici? Cât merge? 10, 10? Cred că mi se termină bateria la asta. Da, nu mai ține, bă, nu știu. Eu am impresia că toate sculele astea mai noi făcute să nu mai aibă baterie. Nu, sunt făcute să le tot cumpere. Aia, clar. Mai mult ca sigur. Sincer, așa se făcă. Deci au dat seama că cum era locul înainte. Stăteai o săptămână și nu încărcai. Eu am tot luat camere Nikon până acum am avut. Acum am trecut pe Sony. Am avut închiriat în Dubai și mi-a plăcut maxim. Și plus că am schimbat de la DSLR la mirrorless model nou. Tehnologie nouă, n-ai, e boboc. Bă, exact ca la iPhone. Ai cumpărat camera? Bă, nici încărcător de baterie nu mi-a dat, mă. Zic, nu, las că le iau separat, cât poate să fie. 600 de lei un încărcător, băi. Și poți să o încarci, dar trebuie să o ții camera cu bateria nea băgată în USB. Dacă e la un eveniment, ce faci? Umbli cu laptopul și cu camera după tine? Da. Ești așa cu o mână cu laptopul? Așa cu încărcătorul, o baterie, o încarci, te duci, faci treaba, vii, o scoți de la încărcat. Am două serii de... Doamne ferește! Bă, ce fain să simt astea! Ok, nu trebuie să faci prea multe, că tu busești. Mai merge un 10-10, nu? Da. Cine la multe? Te văd pe Kevin Levron. Da, la multe mă întreba... Bine, am văzut de exemplu la ălea de pierd de umeri. Am făcut, de exemplu, joi, dar cu 75 pe parte, știi? Da. Bineînțeles că au intrat 3 de 25, 1 de 5, așa, cu de cap. Și ăla de 5 dea cu piciorul, așa, știi? Ca bancul ăla cu porumbei. Bine, mă, ne stătea 199, le-a dădea așa cu piciorul. Și face aparatul din toate închiduri. Bă, dar ține ăsta, ăsta, cu remeiul, ce vrei să-i fac acum? Nu mai fac? Nu mai fac? Așa ar fi, știi, să nu mai facă. Lucrează fain la asta. Da. Dăm o motorului de
e, nu mai calc ambreiajul când plec, dar... Nu strece. Îmi iau automat. Până la sfârșitul antrenamentului îți trece. Știi ce trece. Îți dăm celelalte și... Sincer să fiu, în ultima vreme nu prea am lucrat gambe. Adică fac, dar fac tot timpul la final de antrenament, două exerciții și atât. Pentru că m-am fost deficitar pe brațe și așa, am lucrat numai o zi picioare pe săptămână și restul de două ori. Că na, așa am primit ordine de mai sus. Și așa am făcut. Și na, a funcționat, nu mă plâng. Chiar a funcționat. Dar, na, acum trebuie să revin să mai fac. Acum, pe catul ăsta o să fac toate grupele de două ori. Numai că reduci volumul, știi? Adică nu mai fac 5 exerciții la piept luni și 5 joi. Fac 3 cu 2 sau 3 cu 3, știi? Am mai dat un drop set 12 cu 12. De fapt nu, mai punem și o să dăm 10. Acum setul de 10. Două seturi de 10, nu? Unu de 10, heavy. Și drop. Și unul de drop 12 cu 12. O să dăm, să vedem cum facem. Probabil o să dăm 2 de 10 jos, facem 12 primul set și mai dăm 2 de 10, facem 12 pentru set. Ah, da. Ca să fie ok. Oricum asta o să rup acum. O cruce, o mătanie și... Sincer, când făceam, eu foarte, o perioadă foarte lungă nu prea am făcut, n-am avut tot așa ordinea mai de sus, n-am avut gambe de făcut în program. Când aveam de făcut un exercițiu de gambe tot așa la sfârșit, îl făceam, după care îți dai seama, plecam, nu știu ce, conduceam, bă, când mă dădeam jos din mașină, mi se blocau pur și simplu gambele. Dar acum făcut la început de antrenament așa, trei exerciții de gambe, până fac și restul, până așa, nu mai am treabă după. Păi da, dar probabil când n-ai făcut, te-ai axat pe altceva. Păi clar. Că asta e greșeala, că noi, de exemplu, ai o grupă slabă, zici, trebuie să o lucrezi pe aia mai intens. Da, dar nu poți să lucrezi și pe aia mai intens, dar și pe celelalte la fel. Și un sacrificiu trebuie să faci undeva. Exact, și chestia e că nu folosești atât de, cel puțin la ce fac eu. Și nu pot să zic că folosești gambele atât de tare. Le folosești, dar nu le folosești atât de tare față de cât folosești restul. Și atunci, normal că te păi folosești. Păi și la ce le folosești? Păi le folosești, de exemplu, la track-ul foarte intens. Acolo e și de-aia înainte de ăsta. Dar la ăstea, la Farmer's Walk, la ăstea te ajută? Foarte puțin, pentru că tot așa, din spate, din mă gândesc la... quadrice, din ele. Normal că te ajută și ele, dar nu la aia de împingi, unde împingi, acolo te ajută când împingi. Da, dar și acolo mai mult tot așa lucrează, știi? Că tu dai din... Da, un plus acolo, un 5%, contează. Da, da, de-aia nu te focusezi pe ele. Da, da. Dar nu mai știu. Mă enervează la asta că mi-alunecă în jos. Aia cu roata. Așa. Sunt două. E Conan. E Conan și ăla care împingi. Wheel of Pain. Nu, Wheel of Pain e ăla. Ăla care împingi. Și Conan e la care ții. Da. Dar și acolo, restul grupelor te ajută, nu gambele. La Wheel of Pain, da, te ajută și gambele pentru că stai în poziția aia și împingi. Aia, că mă practic, știi? Dar nu mai știam dacă sunt două sau... Sunt două. Aici te faci 10? 10. Toate 10. Dăm drumul la drop set. Asta aici, undeva. Trebuia să dai tu. Da, păi cât? Una și una. Da. Atât, că ăla e. Păi un singur drop faci, nu? Un singur drop. Ajungă. Și ăsta văd că e extrem de mare. Drept. La mine e un pic. Știi ăla la... Da. 15 grade, rog, că dracu. Ăsta l-a luat acum, am avut altul înainte. Pussy pen. Era... Acum când e bătru... Ăsta singurul... La ce poți să zici că poți să-l folosești, e la hip thrust. Să zici că-l pui aici. Știi dar de la... ce e periculos aici? Că te obișnuiești să-ți ții bar aici.
oricum ai încercat, nu o poți ține pe, pe spate. Știi cum e? Cum a zis omul, zice, bă, dacă nu poți să ții bara, n-ai musculatură să ții bara, mai întâi fă musculatură acolo ca să poți să ții bara. Dar poți să o ții, mă. Poți să o ții, dar mult să știi. Pentru că dacă ții brațele aici bă, și te duci așa... Păi da, dar tu ai musculatură. Da, dar merge. Ai... Oh! Salut, Alex. Merge. Merge și nu fără. Merge la oricine. Oricum și dacă nu. Și dacă nu. Sus. De exemplu. Păi da, dar la tine ai trepte mai mare. Ai un pic. Dar și dacă nu ai, gândește-te că cumva se... Faci low, nu, dar cumva se compensează pentru că nici nu pui 200 de kg. Păi nu. Hai să vin serios. Că dacă n-ai aici, n-ai nici aici. Nu. Bine, poți să pui, poți să fii el campion. A, nu, nu. Și să pui 500 de kg și să faci, știi... La fel cum văd la presă, toată lumea la Geno face 100-120 de kg, să zic maxim. La presă 5. La presă 500. Frate, cum faci tu 500 la presă? Da, faci așa. Faci niște... numai niște... Du-le tati până jos, ia să vedem, mai faci și ia mâinile de pe genunchi, că mult sunt cu mâinile pe genunchi. A, da, 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 da. Te ține frumos, că de-aia am văzut și la... Eu am văzut care fac la squats mâinile pe genunchi, la smic. Așa. La smic, da, la smic. Și ce rezolvai? Pune dracu greutate mai mică și ia mâinile de pe genunchi. Deci asta nu... Eu nu înțeleg lumea asta, că de ce să mă ajut, știi, îmi pun o greutate mare și mă ajut, de ce să nu pun o mental greutate mai mică pe care pot să o controlez și să n-am nevoie de ajutor să mental folosesc. A făcut cu mult. Da, a făcut cu mult. Bravo ție. Dacă îți pun bara în spate, ți s-a rupt coloana dacă ți-a pus 200. Vede. Ah, ce-am făcut, Dumnezeule. Se vedea că începea crampa. Mai era un pic la crampă, dar ardea de... Știi cum așa, pe tibial, pe... Aici se vede că face așa o găurică, aia e înainte de crampă. Știu. Inelele? Păi da. Bă, nu, ce să faci? Nu mai faci nimic, vezi? Ce-ți faci? Problema la mine e că și eu pot să fac așa ceva.
Dar mă duc la sală și aici problema ca dincolo. Ce? Încolo se storci. Păi eu de ce merg acolo? Mie că și dispare. Eu de ce merg până acolo? De ce? N-ai un loc unde să poți să zici că îmi pun și... N-au ăștia. Nu? Warm up. A, blochez sub genunchi. Și câte faci? 5. 5? Stai să-mi iau... Ce mă enervează că îmi dau direct. Eu fac discult acum, nu știu despre... Mai încolo, probabil. Păi da, dar tu fiind așa ești beneficit deja. Da? Da. Păi eu să văd. Îl blochez aici, pun mă sus. Da. Să mă obișnuiesc cu poziția, știi? Încearcă să ții capul. Așa. Aici? Așa. Să-ncordezi la tine. Că tu nu... La tine să pleci, știi? Și ești cumva, știi? În loc să te duci, să duci fundul mai jos și să te lași. E și un pic curbat așa, știi? Da. Ori rămâi mai sus și te duci. Știi? Dar cred că ești din cauza la... Că te obligă ăștia, te obligă să ții cu un loc. Da, dai dracului, că te dau jos. Știi? Deci jos că te scot din poziția de haltere. Dar atunci trebuie să te duci... Știi cum e? Te duci jos, jos. Am văzut și pleci cu capul așa. Aia, da. Spre, știi, ca să... Asta aici, ai băgat aia în abdomen și după aia pe caș. Mereu, mereu știu asta și mereu uit de ea. Eu... La mine e o chestie că eu nu pot să... Eu când văd, știi? Mai ales dacă cunosc sau așa... Nu, dar e bine. Nu pot să te lasă... Că... Când fac singur, nu mi-a trage nimeni atenție. Că nu știe nimeni. Că ia paralel. Ei asta, se bucură și mă aplaudă, știi? Asta vorbim, de exemplu, și cu Adrian, băiatul care face powerlifting. Și a frate, e altceva când faci cu cineva care să te vadă, să fie lângă tine, să-și știe, să-ți atragă atenție. Da. Că fiecare mic detaliu contează, că ai ridicat așa din vârfuri, că ai, știi? Că ai zis, bă, vezi că, uite, așa, mici din vârfuri și nu e ok și ăsta. Bă, nu mi-am dat seama. Că tu nu-ți dai seama pe momentele alea. Da. Ești care așa. Și să tragi un pic, vezi, care slap-ul. Da, da, ia știu. Ca să-ți activezi laterale. Am înțeles. Da, n-am mai făcut pauza. Da. Da, con... Altfel te-ai mișcat. Da, păi... Da. Vezi când e... Era că trebuie să blochezi ăsta. Asta e, alea, multă mai nu știe, știi? Nu mă atrage. Nu, aia trebuie extrem de mult. Păi nu, că riști. Dacă nu faci, riști să-ți mucești, știi? Dacă nu blochezi. Poți să te duci așa, știi? Și zici, bro, de ce, știi? Pentru că nu știi să-ți activezi toate grupele musculare. Nu zic că poate și eu sunt uneori, știi? Ce-am observat. Pui greutate foarte mare. Am observat că partea asta e cea mai importantă aici, cu bara. Că dacă am reușit să o duc peste, vezi? De acolo merge. Depinde la tine. De exemplu, la mine, partea asta e partea ușoară. Plecatul e greu la mine. Și îmi ia foarte mult. Da? Eu, dacă, păi da, eu, de exemplu, am tras de aici, din poziția asta, pot să trag și am deci la mine știu că dacă... Deci din poziția asta, de aici, din jurul genunchiului, am tras 460 kg. Păi nu, nu, eu vorbesc în ideea în care ajung până acolo. Păi eu asta zic, că eu din partea asta de sus, e ușor. Păi aia și mie, la fel, asta încerc să zic. Dar ideea e că de jos... Păi da, deci, nu, eu încercam să zic că... Sunt care pleacă și sunt foarte bun de jos. Da. Și ajung în poziția aia, eu nu. Sunt... Nu eu sunt vorbesc de ideea în care dacă reușesc să trec de partea aia, por mă merge super ușor. Dar să știi că uneori te semnează foarte mult partea de jos, când ajungi aici, zici, am ajuns aici. Și... Nu ei, da, dar acolo poți să mai... Să știi că am ajuns aici și din aici.
am fost așa. Pesierii mei erau în alte părți și depinde cât, deja, așa, depinde așa, cât, că ai eram cât... la 340. Nu vorbesc ca timp, știi, dar ai o secundă, două acolo în care poți, dacă nu, s-a terminat. Sunt care trag și mai mult, sunt care o lasă pe genunchi și după aia se îndreaptă și de acolo nu mă împing în picioare. Dar dacă n-ai făcut chestia asta și nu ești obișnuit cu ea... Nu, că mi se taie gazul. Păi asta zic. Da, am grăbit-o, da. Erai prostia, ce? Prostia. O grăbești, te duci, știi? Mă, la asta încă mă mai descurc. Era bun și... Praf. Am, da, e ghiuntar. Și nu vreau. E bine, e ghiuntar. Da, o să-mi trebuiască la următoarea chingile, sigur. Păi, eu am și aici, pe exterior. Da. Deci eu am făcut aici mega uzură și aici e totul fin, da. Nu înțeleg. Acum, na, dar sunt băr de 30? Nu. What the fuck? Când aici mi-e un pic astea? Pus ghigile. Așa. Ca să mai câștigi. Poți să-ți ia așa. Așa. A, nu cred că e neapărat nevoie. Poți să-l trage cât mai aproape. Vezi, te-ai pus în poziție. Formă... Și când ai vrut să tragi, te-ai scos. Da, un pic. În loc să știi. Să rămâi acolo, să-ți scoți lecul și după aia să împing. Dar să rămâi în același, știi? Un pic de a... Da, e încă de... Încearcă să nu te... Știi cum? Uite, că zicea și Australian Strength Coach și așa, zice, nu e neapărat o muncii să o faci repede. Pentru că smooth arată mai rapid decât una rapidă care e, știi? Da. Știi? De-aia zicea, smooth is faster. Adică dacă o faci smooth așa, știi, pare că e... Bum, oricum e... Cred că da. Acum... Tu știi cum... Că așa și la mine, uite, de exemplu, în exterior mi se zice, bă, ce ușor ți-am zis. Dar cum o simt eu, e diferit. Da. Dar nu știu cum ți se pare bara. Mă, parcă e un pic mai easy. Mi se pare un pic mai ușor, nu știu. Păi normal ar trebui să fie, știi? Joacă, hă? Put your hands up.
trebuie să stii. Uite, să bagi. Hai să pui capul. Aha. Tăia gazul. Nu, da, a mers bine. A mers, a mers, da. Îți pleacă, știi care-i dintre la tine? Nu știu, la mine, când te vede exact, dar la tine îți pleacă fundul și spatele rămâne aici, știi? Da. După care vii cu spatele. Da, da. Am observat și eu, da. Știi, să rămâi aici. Și la tine vii, de aici, te duci aici, e așa și așa, așa, știi? Da. Nu știu. Ori nu te mai du așa jos și vii, pleci de aici și direct, știi? Cum sunt mulți. Pentru că ai un timp în care nu... Ori poate trebuie să împing un pic mai mult din picior, știi? Da, dar degeaba împingi tu un picior dacă nu ți se ridică. Și poate? Și rămâne acolo. Da. Aia e ideea. Că tot împingi în picioare și dacă ești cu curul de mai sus. Știu ce zici. Tu ai un timp mort în care tu nu... Știu ce zici. Ideea e, știi, adică... Fac aici așa și în loc să plec, da, de aici fac întâi așa, așa și porc. Exact, da, exact. Adică n-are nicio om. Ce? Dar nu înțeleg de ce. Bă, ori chestia e că trebuie să pleci mai de sus. Să rămâi de acolo, știi, să nu mai faci mișcarea până jos. E că trebuie să mai... Fundul, trebuie să mai exersezi. Mai tare în spate și atunci, ce? Te ajută să fii mai de sus. Pentru că majoritatea care sunt mai tare în spate, dacă te uitați, sunt mai de aici. Da. Și împing de aici. Nu se mai duc, știi? Jos. Da. Asta, ca fapt, din ce am observat. Și știi cum e? Te filmezi din lateral. Știi? Te uiți la sfaturi, dar atâtea burdăi, atâtea obicei. Aia, da. Știi? Și vorba ta, dacă e unul care e mai strong în spate și pleacă de mai sus, îți zice să faci așa. Da, eu nu zic. Eu zic că... Păi nu, știu, știu. Ai ăla în care tu nu, frate, nu faci nimic. Nu. A, pierzi. E o chestie de care o faci degeaba. A, pierzi. Așa. Pierzi. Da. Energie. Se întâmplă toate mișcarea la tine. De când ai ajuns în punctul în care deja te și cu bara de jos. Dar ție îți pleacă curul și după aia îți pleacă și bara, știi? Ciudat. Adică, uite, nu știu, vezi? Uite cum mă... Vezi, mă pregătesc. Mă duc exact în poziția, vezi? Da. Deci nu pleacă curul, curul rămâne, știi, și eu mă duc, e o mișcare, știi? La tine se duce, că poți să te filmezi, se duce curul în sus, după aia vii și aici te îndrept, da, știi? Da, trebuie să mai... Știi cum e în cap? În cap, da, da. Te gândi că și eu până am ajuns să fac tehnica pe care o am acum, n-a fost așa peste noapte, știi? Și tot e unul. Consider că nu e o tehnică super, super wow. Dar toată lumea zice, bă, ai o tehnică, știi? Acum, știi cum e? Na, mie îmi place să mă mulțumesc sau să mă dau eu, bă, ai o tehnică. Dacă mă mai uit, știi, pe filmări, de multe ori, observ că știu, dar câteodată fac ok, câteodată nu. La fel ca și chestia cu privirea. La unele sunt ok, la altele sunt așa. Știi? Pur și simplu parcă mi-e să din cap chestia aia. Să nu mă mai gândesc la femei, poate. Da.
ce mai are. No, ce fain. Ajungi, rămân frăgaș. Am făcut un pic mai lent ca să mă acces pe chestia aia, știi? Să o fac, nu, să... Nu, dar a fost bun, e la tuturor. Să văd... Să văd cum le fac, știi? Bun. Bun așa. Da. E un pic la a doua. Te-ai mai corectat? Da. La a doua a fost un pic. Da, da. Asta e chestia că ai tot corectat, știi? Da, că acum am înțeles și simt. Că e o mișcare involuntară, dar o simți. Dacă ești atent exact, acolo... Exact. Și de la început, asta e... Le-am zis, bă, te duc că sunt 50 de kg, 70 de kg. Păi da. Aia de la început, exact cum ai face cu masă. Eu asta am învățat de la toți ăștia la care m-am făcut uitat. Adică respectă greutate. Da. Opa aia, cum mai vrea să faci ultima repetare. Cea mai grea. Gândește că e cel mai mult. Mă da. Ziceau unii, eram la scoace, făceam cu bara goală. Și ziceau, ce dracu mă zici că faci cu nu știu cât? Eu știu de ce fac așa. Tu mă întreb și îmi zici chestia asta pentru că tu nu știi ce înseamnă să faci scoate, știi? Și mulți nu știu. Dar tu dacă exersezi de la greutatea aia, aceeași mișcare, și ți intră în memorie și ți intră la fel, cum începi, cum alea, o să țină, nu o să mai trebuiască să te gândești. Bă, oare am făcut aia, oare am făcut aia, știi? Ca da. Nu știu dacă te cap. Bă, oare am încordat, oare... Deja o să ți intre toate. O să fie un mecanism auto. Păi da. Te-ai obișnuit să le faci prost? Prost. Da, să faci niște mișcări pe care dacă le-ai scoate ți-ar fi mai ușor, știi? Exact așa poți să înveți să o faci fără mișcările. Dar trebuie să o faci de atunci, de la încălzire până la da. Final. De asemenea, ai văzut la mine. Păi da, că ți intră în reflex. Adică nu că te chini. Încerci să le faci și ai văzut toate repetările să le faci la fel. Păi da. Și eu pun pe altul. Vino și fă-mi 5 serii cu... Dar să-mi arate la fel. E greu, știi ce e greu? Important. Ți se par mai grele pentru că te-ai învățat prost, în ghilimele vine vorba, știi? Și orice schimbare faci, automat e mai greu. Dar, în momentul în care înveți să o faci, vorbezi? Știi, după câteva serii, câteva zile, câteva săptămâni, îți intră în reflex exact. Și atunci, poate. Mult mai bine. Poate chiar luni. Da. Nu e ceva ce o înveți peste o dată. Ai venit o dată și acum gata, ai știi să faci. Da. O să câștigi mult. Da. Dar uite cum vorbim și cu gata. Care era bă, câte ceasul? Închide? Da. Noi mai facem. O mai faci după asta și...
Da, facem asta. Păi eu nu mă grăbesc, dar da, zic. Cum zic așa să... Nu ți-am zis să... Știi? Chiar dacă mai facem restul... Da. Dacă te vorbim, da. Aici intru un Pepsi Zero acum. Nu vii să... Tu care faci bodybuilding, dacă vrei să înveți să faci un victor cât mai bine, vii și încă pe omul care faci... Păi na, clar. Care mult mai... Care știe tehnica mult mai bine decât tine. A, mai mergea una, da. Mai mergea una, da, parcă o forțare. Da, pe n-are rost. Deja. Deja băteau planetară. Da, un pic de bătare. Da, mai dacă vrei tu. Pune ăsta. Că alea cărămâi la... Nu, ia-l pe ăsta. Da.